Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Trezește-te George, Trezește-te Ioane. Ne puteți vedea în fiecare joi între orele 21:30-23 și în reluare miercurea la prânz începând cu ora 11. Deviza noastră este: ca să fii român trebuie să poți. Cuvintele aparțin lui Grigore Vieru și sper ca emisiunea să se ridice la nivelul mesajului acestei devize. Invitatul meu în această seară este Laurian Stănchescu, membru titular al USR, președinte al Fundației Ideea Contemporană, președinte onorific și purtător de cuvânt al ziarului național online Magazin Critic. Bine ați venit, domnule Stănchescu! Mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am găsit! În afară de domnul Laurian Stănchescu și ca de fiecare dată, în afară de orice alt invitat sau invitați, avem și un invitat permanent, domnul Mihai Eminescu. Fiecare emisiune începe cu un citat din opera jurnalistică a domnului Eminescu. Așadar, natura poporului, instinctele și înclinările lui moștenite, geniul lui, care adesea neștiut urmărește o idee pe când țese la războiul vremii, acestea să fie determinante în viața unui stat, numai muțarea legilor și obiceiilor străine. Deci, din acest punct de vedere, arta de a guverna e știința de a ne adapta naturii poporului, a surprinde oarecum stadiul de dezvoltare în care se află și a-l face să meargă liniștit și cu mai mare siguranță pe calea pe care a apucat. Ideile conservatoare sunt fiziocratice, am putea zice, nu în sensul unilateral dat de domnul Chesne, ci în toate direcțiile vieții publice. Demagogia e din contră ideologică și urmărește aproape totdeauna realizarea unor paradoxe scornite din mintea omenească. Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine, subte din deget, pe când ele ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel puțin dictate și născute din necesități reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului. Nu reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimeni sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol, ca eligibilitatea magistraturii pe care nimeni n-o cere. Măsurile economice ale demagogiei sunt o maimuțărie. Îi vezi creând drumuri de fier, tot atâtea canaluri pentru scurgerea industriei și prisosului de populație din străinătate, pe când adevărate măsuri ar fi acele amenite a dezvolta aptitudinile care sunt germene în chiar poporul românesc. Timpul 1 aprilie 1882. Domnule Stănchescu, ați putea comenta acest text? Eu văd un singur lucru, un lucru care este universal de altfel. Poporul român, acest popor român, a fost dintotdeauna din antichitatea lui un popor politic, cultural și istoric. Există pe mai multe planuri poporul român, dar acestea sunt importante. De ce politic? Pentru că poporul român a fost întotdeauna în bătaia acestor vremurilor dintotdeauna, a fost la răscrucea tuturor politicilor care s-au întâmplat, nu numai în această zonă, ci în toată lumea. De ce cultural? Pentru că poporul român are o cultură culturală, poporul român este geneza mai multor culturi ale acestei lumi și punctul meu de plecare dintotdeauna este acesta. Sper ca recunoașterea acestui punct, multiplu sau triplu punct de vedere, să fie în acord cu toate ideile și toate lucrurile care se întâmplă în ultimul timp cu națiunea română. Trebuie să intre într-o armonie perfectă, pentru că altfel lucrurile acestea generează și degenerează în altfel de situații critice. Domnule Stănchescu, văd aici că sunteți președinte onorific și purtător de cuvânt al ziarului național online Magazin Critic. Ce-i cu ziarul ăsta? Da, este un ziar național, un ziar online național,
magazin critic, ei m-au rugat să colaborez. Președintele fondator, domnul Dumitru Cioabă, care este și preot și profesor. Are vreo legătură? Președintele fondator. Are vreo legătură cu familia Cioabă? Nu, nicio legătură cu familia Cioabă. Nu, absolut nicio legătură. Nu, nu. Este profesor, este preot și împreună cu familia a înființat această tribună națională, să zic așa. Eu am publicat în paginile acestei reviste online, o reviste națională, un articol care se cheamă Se interzice portul național? Și am văzut că acest articol deja e preluat de toată presa națională. Este vorba de Institutul Wiesel și de toate acuzele pe care le aduce, cum sau îl cheamă? Persoane din Alexandru Institutul Florian îl cheamă, nu? Da, Alexandru Florian. Exact. Și publicând acest articol, în câteva zile aproape a ajuns la 40.000 de vizualizări. Și ei când au văzut această chestiune și poziția mea, au zis, haideți să vă oferim această chestiune. Președinte onorific și purtător de cuvânt. Asta e tot. Păi, da, e sau pare o insultă la adresa poporului român până la urmă. Cum adică cine poartă costum național e legionar? Adică nu, dar cum vii tu, da, cum vii tu să interzici cultura și istoria unui popor? Da, în sfârșit. Despre asta e vorba. Am înțeles. Atât, lucrurile o să continue în altă parte. Domnule Stănchescu, cred că ar trebui să vă faceți o altă prezentare, hai să zicem, cantitativă. Vă ascult. Că lumea nu vă știe așa. Câte cărți ați scris și despre ce? O, Dumnezeule, în ultimul timp, nu, dar în ultimul timp, eu am renunțat la cărțile mele, am multe, încă vreo câteva scrise, dar nepublicate, am multe cărți publicate, dar neprezentate, pentru că ce mi s-a părut mie mai de preț a fost să mă lupt pentru niște idei naționale care vizează dezastru cultural, spiritual, politic din România. S-a ales praf. Realmente, eu n-am fost niciodată ipocrit. Mi-aduc aminte, fac o paranteză, eram într-o după-amiază cu Nichita Stănescu, era la casă, îi se refuzase premiul criticii engleze și îi se acordase premiul criticii engleze, iar secția de propagandă a CC-ului a interzis să îi se dea lui Nichita acest premiu. European uriaș pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte, eram în casa lui Nichita, Dumnezeu să-l ierte, era și Eusebiu Ștefănescu, prietenul nostru acolo, mai erau câțiva poeți. Și Nichita se ridică la un moment dat în picioare și zice, bătrânilor, cum ne zicea Nichita, zice, voi știți că eu nu sunt ipocrit, nici în clipa asta nu o să fiu ipocrit. Eu știu bine că sunt un mare poet. Eu nu pot fi ipocrit față de persoana mea și față de națiunea mea. În secunda aceea am înțeles ce a vrut să spună Nichita și chiar îi rog pe toți oamenii ca să nu trăiască complexul adevărului. Când tu ești un mare poet, spui da, sunt un mare poet. Pentru că recunoașterea pe care ți-o acorzi ție este esențială în conexiunea cu oamenii și cu cei din jurul tău. De aceea spun și eu acest lucru. Omul pur și simplu trebuie să se prezinte așa cum este, dar mai presus decât cuvintele lui, trebuie să fie faptele. Eu nu cred în oameni care se prezintă doar prin cuvinte, indiferent cât ar fi ele de academice. Fapta este biblică, după părerea mea. Nimic altceva. Am înțeles. Dar tot nu mi-a spus. Răspund. Cărțile. Cărțile. Ah. Răspund. Am foarte multe cărți. Am cărți de beletristică, de istorie literară, cărți de poeme, bilingve, am antologii, foarte multe. Nu le știu exact, nu le-am numerotat niciodată. Numai cărțile despre Nichita Stănescu sunt 7 până în clipa de față. Mai urmează încă 5, sunt în lucru. Deocamdată a fost tradus în mai multe. A fost tradus în de engleză, franceză, sârbă, albaneză, germană, coreană, arabă. A fost tradus în multe limbi străine. Dar ce este important e că eu trăiesc mai de mulți ani, de foarte mulți ani, starea de spirit sau starea de nespirit pe care o trăiește și România. Ori pentru acest lucru trebuie să fii în prima linie și să te lupți pentru țara ta. Indiferent că jertfa este mare sau mică, trebuie să te lupți. Părerea mea este că până la jertfa supremă.
întâlnirea noastră de astăzi e prilejuită de iminența, ca să zic așa, Marșului Național Avram Iancu, care va avea loc în perioada 7-13 septembrie. Da. Înainte de a aborda punctual subiectul, aș vrea să ne reamintim aici, în cadrul emisiunii, să ne reamintim momentul în care ne-am cunoscut, că are legătură cu sigur unul dintre aceste marșuri, da, pentru că ați făcut foarte multe marșuri și o să vă întreb la un moment dat, sau puteți să-mi răspundeți acum, de fapt, am să vă întreb acum, de ce ideea de marș în promovarea unor idei, în a atrage atenția asupra unui fenomen, a unui om, a unei personalități. Sigur. De ce formula asta? Foarte simplu. Marii mei profesori, sau marele meu profesor, a fost antichitatea greacă și romană. Acolo ei înțeleseseră un lucru, încă ceva. Grecia sau Roma, ele nu erau pline numai de filozofi, erau pline și de oameni. Dar acești puțini filozofi care au fost în antichitate au reușit să creeze o stare de spirit oamenilor contemporani lor. Și unde? În Agora. Totul era public, absolut public. De aceea și eu, toate proiectele mele, toate ideile mele le fac în stradă, printre oameni. Nici o idee, indiferent cât ar fi ea de genială, dacă stă în anonimat, nici Dumnezeu nu poate să o vadă și nici Dumnezeu nu poate să-i dea putere ca să existe printre oameni. Da, ca un mare cântăreț care nu cântă. Absolut, sigur că da. De aceea toate ideile mele sunt în stradă și toate se răstogolesc printre oameni și până la capăt. Iar marșul are și o... Iar marșurile... Are dinamica lui, adică are dinamică spre deosebire. Marșurile au solemnitate. Au solemnitate și transmit în timp real, transmit mesajul în timp real. Pe când da. Cuvântul... Deci nu aduce neapărat oamenii în agora, nu e agora. Se duce agora printre oameni. Adică nu, este o coincidență. Adică agora înseamnă loc public și oameni. Da, e un loc static. Acolo trebuie să... Evident că totul se desfășoară pe strategie. Deci este o agora mișcătoare, Marș. O strategie, sigur că da. Absolut. Adică e rostogolirea lucrurilor printre oameni. Când ne-am cunoscut, domnule Laurian Stănciescu? Spuneți-o dumneavoastră. Și cum? Cred că ne-am cunoscut într-o vreme când inițiasem la Herculane, nu? Da, da. Primul marș cultural din lume s-a desfășurat la Herculane. Era o poziție și o asumare a dezastrului acestei mari stațiuni care prin 1856 era socotită cea mai mare stațiune, perla Europei. Acolo venea casa regală Austriei, veneau multe case regale în Herculane. Ori dintr-o dată, pur și simplu, a ajuns o ruină. O ruină. A fost cel mai mare jaf. Exact. Turistic. Exact, turistic. Din toate timpurile. Turistic, sigur că da. Și este în aceeași situație. Și este în aceeași situație astăzi. Și am zis că un marș printre oameni, un marș de stradă, poate să atragă atenția autorităților. Mi-aduc aminte că atunci a venit Dan Voit. Da, vorbi? Eu am venit, da, pentru da, atunci tu ai publicat în Jurnalul Național un articol da. Referitor la acest marș. Iar în ziua marșului a venit Dan Voiculescu cu toate televiziunile și a venit lui. Cu elicopterul, da, a venit cu actorul acela, Claudiu Blonț. Da, da, da. Da. Și cu toate televiziunile lui. Pur și simplu, probabil a crezut că e o chestiune politică. Nu, era o chestiune pur culturală, spirituală, civică, istorică, civică. Dar nu a avut nimic de a face cu politica. Deci, eu m-am trezit din jurnalist absolut. Participant la... Exact, exact. Au venit, îți aduce aminte, prietenii noștri din Serbia, din Belgrad. Da. Au venit din țară foarte multe persoane, foarte mulți oameni. Iată, lucrurile mici încep cu idei mari. Da, pe urmă mai participă la un marș. A fost marșul cultural din... Nu, marșul Nichita Stănescu. De la... Curtea de Argeș, Nichita Stănescu, marșul internațional Nichita Stănescu, l-am făcut la fel cu prietenii noștri din Belgrad și prietenii lui Nichita Stănescu. Marșul acesta cu Nichita Stănescu a fost în virtutea amintirilor pe care le-am trăit cu Nichita în 1981, când l-am invitat în Mehedin, a venit cu mine. Nu, a fost așa, am făcut întâi... Tot în calitate de jurnalist, se făcea o ediție de colecție la Jurnalul cu Nichita Stănescu și am reparcurs traseul lui Nichita de la... Nu, traseul l-am făcut
Dar până în Timișoara, până... Nu, eu l-am făcut unde am fost cu Nichita. Eu spun, da. Am fost cu Nichita în 81, în Mehedinți, de la Șișești până la Drobeta Turnu Severin, 30 de kilometri. Atunci am mers cu mașina cu Nichita, dar acum l-am refăcut pe jos, 30 de kilometri. Și am transformat o idee care ținea doar de un ziar de colecție într-un... Sigur, sigur, exact, exact, exact. Dar Miron, îmi dai voie să spun, Miron? Da. Miron, bine, tu ai văzut că am implicat tot județul? Da, a venit președintele Consiliului Județean care a mers 30 de kilometri pe jos? Iată că se poate. Dacă implici politica în cultură. Au venit primari, viceprimari, consilieri de la județeni, municipali. Nu toți au parcurs tot marșul. Da, de exemplu, Adam Pusloici, la vârsta lui, da, 70 de ani. Da, Male Poet Sâr, sigur că da. A parcurs tot. Sigur că da. Da. Au fost studenți, au fost elevi, profesori, a fost un marș extraordinar. Da. Lucrurile astea ar trebui să se înmulțească. Asta ar trebui să, marșurile ar trebui să devină un mod de viață. Un mod de viață, dar paradoxal, din păcate, de fapt, marșurile există atunci când societatea e bolnavă, atunci când o societate nu mai funcționează, atunci când o societate își pierde duhul, își pierde spiritul. Atunci trebuie să apară aceste scântei mișcătoare. Da, pentru că este un marș de protest, pe de altă parte, semnal de alarmă, dar și de afirmare. Sigur. A unei idei. Pe urmă a fost marșul de la Curtea de Argeș. Unde marșul la Curtea de Argeș, unde a fost interzis. Primarul ne-a interzis acest marș, iar tu ai scris un articol în Jurnalul Național și ai amintit de acel lider nazist care spunea cam în felul următor. Da, e vorba de... Exact. Când aude Goebbels. Când aude cultură, îmi vine să scot pistolul. Da, am exact. Făcut o comparație. Așa s-a întâmplat, s-a întâmplat acolo. A fost interzis. Așa? Dar am dus până la capăt ideea, pentru că în fața mănăstirii din Curtea de Argeș, de la biserica lui Negru Vodă. Biserica lui Negru Vodă, deci cea veche. Până la mănăstirea Curtea. Acolo am făcut evenimentul. În pofida opoziției primarului de acolo și a oficialităților. Sigur. Și au venit un marș național, că au venit și din alte județe, au venit din Gorj. Au venit din Gorj și au venit de peste tot. Tot un marș național a fost. Au și venit. Acum, pentru că toți suntem la... Hai să ne întoarcem și la marșul care va avea loc în perioada 7-13 septembrie, marșul național Avram Iancu, care se află acum la a câta ediție? La a 5-a ediție. Ar fi bine să dăm un fragment din... dintr-una din edițiile marșurilor naționale, Iancu, Avram Iancu, și pe cealaltă din 2013, nu? De exact, sigur, sigur. Regia, vă rog, dacă puteți să dați primul fragment. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-s-o numele tău, vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ne rugăm pentru odihnă și pentru sufletul, pentru liniștea sufletului lui Avram Iancu. Am început acest marș național la Avram Iancu în ideea că jertfa marelui erou național nu a fost în zadar. Sper să împlinim până la urmă testamentul neîmplinit al lui Avram Iancu, acela de a fi, așa cum spunea Avram Iancu, unicul meu dor a fost ca să-mi văd națiunea fericită. Iancule, câtă vreme ești pomenit, nu ai murit. Dumnezeu să ne ajute să ducem cum ar fac. Mergem înainte cu Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru extrem de important, că acest marș național Avram Iancu se desfășoară cu sub binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, al Patriarhiei Române, al Episcopiei Alba Iuliei și Episcopia Deveși Hunedoarei. Și acum, domnule primar, văzând ce fel de om sunteți, chiar sunteți un om al istoriei, eu aș vrea să vă propun ceva pe loc. Acum, în clipa de față, pentru că suntem atâția lângă Avram Iancu, noi, câțiva, l-am declarat deja pe Iancu martir și erou al națiunii române. Eu vă propun ca să oficializăm, am aici diplomele, acestea sunt,
Eu vă propun să oficializăm că suntem împreună și cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Să oficializăm această denumire istorică pentru Avram Iancu, martir și erou al națiunii române. Să trimitem spre Parlamentul României o cerere, o hârtie în acest sens, ca și Parlamentul României să înțeleagă odată pentru totdeauna că există oameni care trebuie declarați, dacă mai trebuie declarați, martiri și eroi ai națiunii române. Sunteți de acord? Să facem o cerere. O fac singur, dacă nu. Pe asta vă doresc dumneavoastră. Domnule vicepreședinte, aceasta este diploma în care Iancu, deja cu puterea noastră românească și cu credința noastră românească, l-am declarat martir și erou al națiunii române. Sfinția voastră, Sfinția voastră, trebuie să facem acest lucru pentru, și pentru noi. O împlinim? Eu știu că da, că știu ce fel de om sunteți. Am înțeles. Dar acest memorandum, vă rog mult să-l compuneți și să-l pregătiți dumneavoastră pentru a intra în Parlamentul României. Un lucru extraordinar, să poți conferi post-mortem lui Avram Iancu titlul nobiliar de martir și erou al națiunii române. Vă mulțumesc mult! Citeam pe această diplomă în colțul din stânga, scrie 1824. Trăiește! Într-adevăr, Avram Iancu trăiește în sufletul fiecăruia dintre noi. Ori încotro mă poartă valul, mă cheamă sub gorun ardealul, să țin voroavă cu ortacii, pe vatra ce-au zidit-o dacii. De 2000 de ani o bagii, pe umeri și-au purtat de sagii, cu inimile încătușate, prin viacurile întunecate. Aici, sub această boltă, a copta moților revoltă, când Iancu și cu Horia au jăruit istoria. Ardealule, strădmu-n pământ, de dragul tău trăiești și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. De dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. Îmi place moața cu opincă, când chiuie și bea horincă, când strigă-n tulnic peste munți, când joacă horile la nunți. Nu-ți pe lume mai frumoase și doine lume mai duioase. Nu-ți munți bogați ca apusenii și oameni buni ca ardelenii. Noi îți cioplim din lemn troiță și țesem pânza-n patruiță. Noi îți cinstim cămașa-s ruptă când te întorci cu ea din luptă. Ardealule, străbun pământ, de dragul tău trăiești și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. De dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. Am revenit în studio doar pentru câteva secunde, atâta că să vă spun că ne revedem peste câteva minute ca să comentăm ceea ce am văzut aici. Pauză. Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane...
Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Impresionant cântecul părintelui Doru Gheaja, în care sunt amestecate cu ideile înălțătoare și fragmente de stare firească a lucrurilor, cum sunt versurile alea: îmi place moața cu o pincă, când chiuie și bea horincă. Normalitatea introdusă într-un cântec înălțător, până într-un cântec patriotic. Cine-i părintele Doru Gheaja? Părintele Doru Gheaja este unul dintre cele mai înalte spirite românești ale Transilvaniei și ale țării românești în general. Este un om care și-a dedicat viața învățării poporului său să trăiască după cele 10 porunci. Părintele Doru Gheaja este, cum s-ar zice, un apostol al neamului, este un înainte mergător și în jurul domniei sale au crescut generații de moți, generații de copii care au învățat istoria și cultura noastră în biserica unde părintele Gheaja este paroh. Părintele Gheaja face lecții publice de cultură și istorie în biserică, în curtea bisericii și oriunde se duce. Este unul dintre oamenii sau unul dintre urmașii. Nu exista școală organizată. Da. În țările române. Este unul dintre urmașii de seama lui Avram Iancu. Da. Și acum să comentăm puțin filmul, ca să înțeleagă toată lumea ce s-a derulat acolo. Da. Este vorba de Marșul Național Avram Iancu din 2013. Precizez că l-am început în 2010. Și ce vreau să arăt cu acest marș? Mulți mi-au zis: domnule, dar nu mai este nevoie ca Iancu să fie prezentat în Parlament sau să-i se facă aceste onoruri. Și am zis: total greșit. Arătați-mi o singură națiune din lume care nu-și onorează eroii, drapelul și patria, una singură. Bineînțeles că n-au avut niciun fel de răspuns, era un fel de răutate acest lucru. Miron. Ca și când ai spune, nu mai facem, nu avem nevoie de biserici, că Dumnezeu există. Sigur că da, sigur că da. Sau de ce să mai respir eu, că trăiește Dumnezeu în mine, știi? Ceva de felul acesta. Bineînțeles că era o ipocrizie totală. Miron, după ce am înțeles foarte bine din adolescență ce înseamnă spiritul unei națiuni, l-am văzut pe Avram Iancu în istoria noastră, cum s-a chinuit, de altfel. El a fost un om chinuit. Avram Iancu putea să o ducă foarte bine. Făcea parte din acea categorie, clasă socială, bogată, fusese trimis de tatălui la școli înalte, terminase o facultate, dar el a văzut și nedreptățile în același timp. Nedreptățile pe care le trăia neamul românesc din Transilvania. Și a preferat să renunțe la viața lui personală ca să se lupte pentru această idee. Despre această idee pe care a trăit-o Iancu, toată puterea lui, până s-a sfârșit, despre această idee vreau să vorbesc, această idee vreau să o celebrez și să aduc în conștiința noastră acest desăvârșit român. De fapt, s-o readuc. Pentru că s-o readuc. Nu. A dispărut de mult, să știi. Păi de asta zic. Crede-mă, a dispărut de mult. Mai există niște, așa să zic, picături de ființă românească și picături din Avram Iancu, dar și alea într-o stare latentă. Drept urmare, am inițiat și un proiect în Parlamentul României care se cheamă Avram Iancu, martir și erou al națiunii române. Eu l-am inițiat, așa cum s-a văzut și pe film, da, la Câmpeni, împreună cu primarul din Câmpeni, e foarte clar. Acest material al ideii îl am aici, dacă se poate focaliza cumva, este aici material original pe care mi l-a cerut Teodor Atanasiu și Crin Antonescu. Mai ține. Da, știu. Regia, dacă se poate să focalizați pe documentul pe care îl ține Laurian Stâncescu. Așa. Da. Și
În acest material se vede foarte clar că eu sunt autorul acestei idei. Ideea a fost preluată... De ce ții neapărat să precizezi asta? Păi, ideea a fost preluată în Parlament de Teodor Atanasiu și de Crin Antonescu, iar m-am pomenit că în Parlament ei și-au asumat ideea. Așa, și-au asumat ideea mea, au zis că este ideea lor, adică și mai mult decât atât. Spus, au furat, sigur că da. Mai mult decât atât, au zis că Partidul Național Liberal a gândit această idee și a adus-o în Parlament. Deci au și politizat. Total inexact. Documentul este la mine, este negru palb. Am spus în presa respectivă această chestiune. Proiectul între timp a trecut prin Parlamentul României și prin Senat și prin Camera Deputaților anul acesta în februarie și în martie proiectul s-a dus la președinte pentru promulgare. Nu știu ce s-a întâmplat în mintea lui Klaus Iohannis, pentru că a retrimis proiectul în Parlament spunând că numai el are puterea de a conferi lui Avram Iancu această titulatură. Titulatura este tot a mea, pentru că eu am găsit și titulatura pentru Avram Iancu. Bun, el o conferă. De ce s-a pus în balanță cu Avram Iancu. Asta n-am înțeles niciodată. Drept urmare, proiectul a trecut din nou de Senat. Acum este la Cameră, o să treacă din nou și de Cameră. Sunt convins, pentru că e o idee națională, cum a trecut prima dată, o să treacă... Cum a trecut și... legea referitoare la ziua limbii maghiare. Ai o altă chestiune cu Brâncuș. A fost în același timp. Sigur. Cu Brâncuș. Da. Acum e la Cameră, va trece și va merge din nou la promulgare la președinte. Acum nu mai are ce să facă. Îl va promulga. Numai că este o împotrivire oficială împotriva eroilor neamului. Să nu cumva să-i scoatem noi în evidență, să nu cumva să facem din ei așa cum fac străinii de altfel. Să nu-i celebrăm la nivelul național. Domnule, exact, sigur că da. Ori lucrurile astea sunt inacceptabile pentru mine și lupta mea e până la capăt. Este pe viața mea, nu zic și pe moartea, pentru că n-am să mor, este pe viața mea această luptă pentru recunoașterea publică a acestor valori. Pentru că dacă tu recunoști public valorile tale naționale, evident că cineva o să le recunoască, o altă națiune sau un alt stat sau alte personalități din lumea întreagă. Pentru asta ai făcut proiectul. Înțeles. Pentru că, să spun ceva, Iancu în 1872, când a fost dus și înmormântat la Țebea, pe 13 septembrie, în clipa în care îl coborau în groapă, Comitetul de inițiere al îngropăciunii lui Avram Iancu, așa cum se chema în secolul XIX, l-au denumit pe Iancu. L-au denumit pe Iancu erou al națiunii. Deci Iancu, la Țebea, când se fie înmormântat, a fost numit erou al națiunii române. Iată că precedentul există. Bineînțeles că puțin știu documentele acestea și atât mai puțin Klaus Iohannis, pentru că era precedentul creat și dacă știa acest lucru, cred că nu se împotrivea. Probabil n-a fost consilierul lui. Sau a fost lui, prost consilier. Consilierii lui nu l-au informat, pentru că... Sau l-a informat aiure. Sau... Hai să mai vedem un fragment din reportajul din 2013. Marșul Național Avram Iancu 2013. Avram Iancu. Stau și-și apără pământul și dreptatea și cuvântul. Noi credem în Dumnezeu, n-am făcut la nimeni. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru. Datorită faptului că a fost El, suntem și noi. Suntem ceea ce suntem. Am însoțit și eu acest grup minunat la marșul pentru martirul și eroul. La fel am mers de sculță 24 de kilometri. Nu asta are importanță. Suntem mândri că suntem români și că am avut ocazia să particip la acest marș. Trebuie să ne cinstim eroii, să transmitem același lucru copiilor noștri. M-a sunat un prieten bun de la București care m-a pus în legătură cu domnul Laurian și am socotit că este un semn al providenței, că este unul, zice, care așa de tare îl iubește pe Avram Iancu încât merge de sculț de la Avram Iancu, de la Casa Memorială și până la Țebea. Și mi-am dorit tare mult să-l cunosc pe acest om
incurabil romantic și patriot. Mulțumesc, domnule Laurian, că mi-a dat și în acest an șansa să merg lângă dânsul, lângă tricolor, cu icoana lui Avram Iancu și să sperăm că o să ne vedem și la, și la anul. Până atunci, hai! Bună ziua, domnul Stănchescu, că și în acest an bunul Dumnezeu a făcut să ne vedem. Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat această ocazie la 50 și ceva de ani să pot face și eu ceva pentru marele erou al moților și al neamului românesc. Numele meu nu are importanță, am 22 de ani, puțină cultură, vin din Ardeal, student la București și am venit aici. Pe lângă toți cei care sunt prezenți aici și știți despre Avram Iancu, sunt foarte mulți tot de aici, dar nu aici, care habar n-au ce înseamnă acest marș. Și atunci cum vă așteptați ca noi să știm, cei care nu suntem moți? Un oaspete de seamă a vizitat azi noapte Ardealul, Moldova și țara românească. Avea ceva mai mult și mai măreț în el decât i-a trebuit naturii să înverzească. Trecuse mai întâi pe la ei lui, nu-i mai văzuse de o iarnă. Dormeau cu toții, păziți de o lege sfântă și pentru care sfântul ieșise din icoană. Pornea apoi în sus să ia de la o stână merinde și o ploscă să aibă pentru drum, puțin, atât cât poate să mănânce un ardelean moldav cu suflet de român. Făcea popas de o clipă, era grăbit. Știa că după moarte mai poate fi în viață, că haina sfâșiată a revoluției lui o poate reîntregi doar cu aceeași viață. Ajuns pe munte, se închina adânc. Era ca după luptă ce-o câștigase greu, era ca după viață, era ca după moarte, știind că lupta decisivă se amâna mereu. Azi noapte Iancu ne-a vizitat istoria. Absenți, noi ne-am întors târziu acasă și nici măcar atunci n-am văzut cumplitul semn ce ni l-a pus pe masă. Durerea lui, atât de mândră și curată, a înflorit la munte, a învârzit la țebea și după revoluția lui, cu ea n-am cântărit și viața, și moartea, și istoria! Pentru pururea pomenitul robului Dumnezeu Avram Iancu, erou național, și din viața a dormit în viață, în loc de odihnă, unde toți drepții se rășluiesc, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scăvim noi de tot necaz, România, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul și rău. Fericiți cei pe care ai ales și ai primit, Doamne, aleluia, aleluia, aleluia. Și pomenirea lor din neam în neam, aleluia, aleluia, aleluia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Pomenirea lui din neam în neam, fiului fărui, Doamne, veșnică pomenire.
am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Laurian, câți au participat în 2013 la acest marș? Sau în general, care a fost participarea la toate cele? În jur de 100 de oameni. Mulți veneau de la un sat la altul, de la o comună la alta și se retrăgeau. Cam 100 și ceva de oameni. Am văzut. Dar pe la porți, pe drumul ăsta de 100 de kilometri, ieșeau la porți, noi pe tot, n-am dat tot filmul, la porți ieșeau oameni cu copii, cu bătrâni, cu steaguri, deci eram însoțiți permanent de oameni care ieșeau la porți, plus cei care erau în marșul nostru. Iar o parte dintre ei participa la un fel de ștafetă. A, sigur, sigur. De drum, da. Absolut. Și veneau din alt sau din altă comună, da. Deci au fost 100 de kilometri de sculți. Am înțeles că ai mers desculț. Eu am mers desculț. În fiecare an merg 100 de kilometri pe jos desculț. E un semn de omagiu adânc, absolut biblic, să zic așa, față de neamul meu și față de Avram Iancu. 100 de kilometri de sculț și... Da, ajung de fiecare dată în spital. Într-adevăr, ajung de fiecare dată în spital pentru că sunt tăieturi, sunt răni. Și, mă rog, trebuie să merg, să mă bandajez, să mă vindece. E foarte greu. Într-un an am ajuns, de exemplu, era închis, nu era la secția de chirurgie nimeni și am ajuns desculț la Țebea, fără să mai fiu bandajat și oblojit într-un spital. Bineînțeles, curgea sângele din tălpi, că doamna ministru Câmpeanu era pe vremea aceea, doamna Câmpeanu, Mariana era ministru, i s-a făcut rău când m-a văzut cu sângele curgând din tălpi. O chestiune, dar e un lucru mic pe care îl fac eu pentru Avram Iancu. Ce a făcut Avram Iancu pentru noi? Ce a făcut Avram Iancu pentru noi? Nu știu câți ar putea sau când am putea să facem noi, să echivalăm istoria pe care a creat-o și ne-a lăsat-o Iancu. Nu cred că se va întâmpla acest Laurian, lucru. Laurian, care este randamentul de impact al acestei inițiative? Cum ai simțit? În spațiu public, parcurs? Sunt televiziunile din zonă, vine presa din zonă, dar e o chestiune acolo. Pentru că totul e o bătălie politică. Eu nu fac marș politic. Eu fac un marș cultural dedicat lui Avram Iancu. Am primit multe oferte să transformă în marș politic, că ar veni mii de oameni cu steaguri și așa mai departe. Cât ai primit? De la câteva partide. Nu, cât numerar. Am primit și bani ca proiect. Adică ți s-a oferit. Mi s-au oferit și bani și pentru Marșul Național și pentru proiectul meu, ca să aibă cu autor, știi, în Parlament mai ales. Cam când, iartă-mă. Miron, cea mai mare sumă a fost 20.000 de euro. Ca să cedeze... Cineva, să-l pun cu autor la marșul din Parlament, la proiectul din Parlament. Deci să ai un coautor politic. Că a zis, da, un coautor politic, pentru că omul a fost sincer cu mine, eu nu m-am supărat pe el. Numai când l-a refuzat, a zis, dom'le, o să trec prin Parlamentul ăsta, e cam în vârstă, o să trec prin Parlamentul ăsta, dar am și eu copii și nepoți. Măcar să știe nepotul meu sau nepoții și copiii mei că iată ce a făcut și tatăl nostru parlamentarul pentru Avram Iancu. E de acolo din zonă. Și păi am să-mi pare rău, dar nu pot. Eu trăiesc ca un foc ideea asta. Cum să vă împărtășesc? Măcar dacă veniți... Și ce am propus? Zic, pentru anul următor. Veniți cu mine, nu 100 de kilometri, că nu puteți, văd că nu puteți să mergeți 100 de kilometri, dar măcar 50 de kilometri și rezolvăm. Nu vă iau niciun loc, cum să iau așa ceva. Dar vă să vorbesc despre dumneavoastră... Ar putea să financeze marșul ăsta. Ar putea, e putere, da, e foarte bogat în sensul ăsta, ar putea să financeze, sigur că da. Dacă atâta iubește ideea asta și vrea nu să... Nu iubește ideea, iubește... nu iubește ideea Avram Iancu, iubește ideea că ar putea să intre și el deci în istorie. Deci se agață cumva de și el de mantia lui Avram Iancu. Da, exact, sigur. Ca să crească în ochii... Da, dar sunt multe persoane care... Nepoților, da. Sigur că da. La un moment dat a venit Traian Băsescu la mine, este pe film, când eram lângă Avram Iancu și a trimis prima dată un ofițer, dacă poate domnul președinte să vorbească cu mine, zic sigur că da, e o chestiune publică, absolut. Nu, eu nu fac politică în primul rând, chiar dacă am opțiuni. A venit,
a văzut, știa de marșul meu, evident că fusese informat de când l-am început, de câțiva ani, și tocmai zicea, știți ceva, domnul Stănchescu, haideți să facem și noi niște fotografii undeva, vreau să mă fotografiez cu drapelul marșului, și tocmai căuta un loc. O să vezi că gesticulează, căuta un loc pentru fotografie. Și la un moment dat au început înjurăturile, fluierăturile, erau acolo niște partide, niște oameni, moții, care se mișcau oarecum amenințător către locul unde era președintele Traian Băsescu. Și atunci, Miron, ca din pământ au răsărit oamenii, SPP-ul, vreau să spun că l-au luat așa, într-un vârtej de lângă locul unde discutam și au plecat. Deci n-am mai apucat. N-am mai apucat să facem fotografia și nici să discutăm despre marșul respectiv. Era interesat de ideea marșului. Se vede ceva din... Da, e pe film. Sigur, sigur. Da, undeva în partea a treia, spre final se vede. Da, o să dăm și partea a treia. În partea a treia emisiunii. Exact. Exact. Emisiunii noastre. Da. Cam care a fost și va fi, probabil și la ediția asta, traseul și momentele acestui marș. Începem de la casa, unde s-a născut Avram Iancu, din Vidra de Sus. Deci la Vidra de Sus. La Vidra de Sus începem prima dată, dar am vorbit să facem luni, pe 7, o conferință de presă. Da, mi se pare. La Deva, da, cu toată presa județului. Erai lângă mine când l-am sunat pe domnul Dan Terteci. Dan Terteci este un om de televiziune, un om de mare cultură. Este directorul de cabinet al prefectului Hunedoara, prietenul meu, ca de altfel și prefectul de Hunedoara, e prietenul meu pe chestiuni din astea, publice, naționale, culturale, istorice. Și i-am propus conferința de presă pentru luni și a zis să-l sun mâine. E posibilă, dar să discutăm amănuntele. Dar eu vreau să începem Marșul Național Avram Iancu săptămâna asta, de undeva din Parlament, pentru că Avram Iancu merită ca tot Parlamentul, merită ca toată clasa politică să-i urmeze exemplul. Este cel mai mare model de om politic care a existat în Transilvania. Nu trebuie să te rușinezi că îi drept model cel politic pe Avram Iancu, cel mai eficient. Rapid, Miron, dragă, dacă Avram Iancu nu era sau dacă Avram Iancu nu se implica în această luptă, astăzi, la ora actuală, în Transilvania era o istorie străină pe o albie românească. Asta s-ar fi întâmplat în Transilvania. Ăsta e marele merit al lui Avram Iancu. Avram Iancu, dacă ar fi trăit în antichitate, astăzi, noi l-am fi privit din antichitatea lui ca pe un mare erou al mitologiei. Dar mai mult decât atât, chiar este un erou mitologic românesc, Avram Iancu. Avram Iancu a făcut antichitatea românească. A făcut istoria antichității românești. Ăsta este Avram Iancu. Și mai mult decât atât. Să rămânem pe această idee, continuăm după o scurtă pauză. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit la Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Domnul Laurian Stănchescu este unul dintre românii care pot. Pot și nu numai că poate, dar și face. Vorbeam despre Avram Iancu, creator de mitologie proprie, ca să zic. Absolut. Așa. Vă rog să vă, sau te rog să-ți continui ideea. Sigur că da. În primul rând, trebuie să ne gândim la faptul, să luăm toată viața lui Avram Iancu, și cea de dinainte de Revoluție și cea de după Revoluție. Nu Iancu și-a împărțit viața în două. Contemporanii lui au împărțit-o. E dureros ce spun acum, dar este absolut adevărat. Iancu nu a fost nicio clipă de nebun. Națiunile, autoritățile sau cei care i-au vrut răul de la început vor să-l scoată pe Iancu nebun. Avram Iancu, după înfrângerea... E la modă să scoți pe cineva din istorie, din viața publică, considerându-l nebun, așa cum s-a întâmplat cu Eminescu. Exact. Exact, exact. S-a întâmplat și cu Eminescu și cu mulți alții de altfel. Aduți aminte că după Revoluția din 1848, Avram Iancu profesează ca avocat câțiva ani. Da. Deci profesează ca avocat câțiva ani. Cum putea un nebun să profeseze ca avocat câțiva ani? Așa cum Eminescu și-a scris capodoperele, o mare parte, în perioada după... în care a fost considerat nebun. Exact, momentul când a fost declarat nebun. Absolut. Între 83-89. Exact. 1883-1889. Exact.
Este arestat după 1850 și dus de autoritățile austro-ungare și dus în temnița de la Sibiu și la Alba Iulia. Este pălmuit acolo de un temnicer în fața lui Alisandru, cum îl chema pe tatălui, Alisandru Iancu. Și se pare că ceva s-a sfărâmat, dar ceva din sufletul lui, nu din mintea lui, s-a sfărâmat atunci când el, care era, a fost comandantul militar al Transilvaniei, Avram Iancu, era încă spiritul viu al apusenilor, încă rămăsese comandantul spiritual al moților. Ceva s-a sfărâmat în el, ceva s-a stins în el, din sufletul lui. Pentru că, la un moment dat, a mers Miron pe toate documentele, absolut tot ce a fost posibil și imposibil. La un moment dat, într-o cârciumă, într-un han din țara Zarandului, Avram Iancu stătea singur la masă și mânca, bea un pahar de vin. Se apropie cu sfială trei moți de el și iau căciule de pe cap, se apleacă și zice, sunteți creșorul nostru, Avram Iancu. Avram Iancu se ridică ușor, se uită la ei, se ridică de pe scaun, le dă binețe și zice, Iancu a murit, eu nu mai sunt Iancu, eu sunt umbra lui Iancu. Asta le-a răspuns, un nebun nu putea să răspundă așa, pentru că e un răspuns care implică o mare responsabilitate dacă luăm în seamă ce făcuse Iancu cu câțiva ani în urmă pentru apuseni. El nu putea să-și denigreze în primul rând idealul, visul și lupta. Nu și le putea denigra. Dar Iancu vorbea despre sufletul lui acolo unde se stinsese ceva. Și tot așa Iancu a cântat din fluierul lui de cireș vreo 20 și ceva de ani prin locurile acelea ale lui. Iar apropierea de Țebea și dorința lui de a fi înmormântat acolo, de unde crezi că a plecat Miron? Bunicul lui Avram Iancu era fratele lui Horea. Bunicul lui Avram Iancu luptase în Revoluția lui Horea, Cloșca și Crișan. Războiul țărănesc. El era rudă de sânge cu Horea. De aceea toată viața lui... Ai găsit documente? Da, bineînțeles să l-am. De aceea toată viața lui se ducea la Țebea, se ducea spre Gorunul Horea. Toată viața lui, de după Revoluție, acolo s-a învârtit, s-a rotit. Și acolo a și picat. Acolo a desfrunzit spiritul lui Horea. În seara când a murit Horea, povestise la niște oameni... Nepot de unchi al lui Horea. Bineînțeles, dar sigur. În seara când a murit pe prispa prietenului Stupină, brutalului Stupină, el a zis oamenilor că se duce să mai vadă odată Gorunul lui Horea. A trecut pe la Țebea, a văzut Gorunul lui Horea, se noptase și a zis să meargă să doarmă în casa brutalului Stupină până dimineață, când se întorcea la Țebea. Miron, s-a făcut să frig, început să se bată puțin așa un miez de iarnă și l-au găsit dimineața pe prispă. Așa spune documentul. Era întins pe prispă cu ochii deschiși spre cer și spre Dumnezeu. Așa scrie documentele vechi. Pe alea le-am. Iată legătura lui cu Țebea, pe care foarte puțină lume o știe. Și Miron, dacă ar fi... Acum, istoricii n-au semnalat asta până acum, că el era... Te interesează pe cineva ce se întâmplă adevărat cu cultura și istoria noastră? Ai mai văzut un istoric să publice o carte reală despre istoria și cultura românească? Nu s-a întâmplat nici perioada cealaltă, că toate era servită unor idei false. Laurian, ce ai pe masă? Ai două obiecte pe masă. Fac o paranteză, stimați telespectatori, ca să ne explice ce-i cu obiectele alea, după care revenim la Avram Iancu. Miron, această pasăre, eu nu pot să-i spun pasăre de piatră, este o pasăre ancestrală. Regia, dacă puteți focaliza pe... Uite, este o pasăre ancestrală pe care eu am găsit-o cu ani în urmă la Biserica Dervent din Dobrogea. Acolo unde a venit pentru prima dată primul apostol al lui Iisus, apostolul Andrei și cu ucenicii lui.
Mă plimbam cu părintele Stareț, cu ani în urmă, și ceva, în ceva s-a oprit piciorul meu. Și când m-am aplicat, am văzut această pasăre. Este inexplicabil cum mi-a apărut mie în cale, cum de s-a lovit piciorul meu și nu al starețului, și cum de a răsărit de undeva din pământ, a răsărit din ceva, Miron, pentru că asemenea lucru nu poți să-l găsești la întâmplare și oricum. Cum se vede mai bine? De unde te uiți sau de unde filmează? Cum se... Nu, cum o vezi mai bine? Cum crezi că se vede mai bine ideea de pasăre? De unde privești sau de unde se filmează? Ca la Brâncuș. Se vede ideea zborului. De oriunde. Întoarce și invers. De oriunde. Uite. Așa, așa, așa. Uite. Exact. Da. E foarte veche. Nu pot să spun cât de veche este, pentru că nu m-ar crede. Este o pasăre plocind. Este o pasăre ancestrală, o pasăre care stă pe cuibar, cum se spune. Cum spunea Blaga la un moment dat, cuibar rotit. Așa este pasărea mea. Este extraordinară. Vreau să spun că cineva mi-a oferit odată, un american nebun, $50,000. Era în 94-95, la grădina Muzeului Literaturii Române. N-am vrut să o dau, pentru că eu sunt legat de ideea ei, de pasărea. Ea mi-a venit pur și simplu în cale. Cum să o las? Da, și o portai cu dimensi, că și acum o porți. Dar o port permanent. Este un cristal? Miron, este un cristal în care eu cred foarte mult. Uite-te, fii atent. Vezi că el pe interior e spart. Da. E spart. Ei, acest cristal m-a însoțit de foarte multe ori și am avut două probleme, două cumpene la un moment dat cu acest cristal. Era curat, Miron. Deci el nu era spart pe dinăuntru. Și în clipa în care am avut eu niște probleme foarte grave, prima dată s-a spart partea de jos. Miron, cine știe, de fapt... S-a spart fără să cadă? Sau Miron, fără să cadă, pentru că mi-a preluat. Vreau să spun că după ce s-a spart partea asta de jos, eu m-am limpezit și trupește sufletește. A dispărut starea aceea de cumpănă pe care am avut-o. Am avut. Și a doua cumpănă am avut-o când s-a spart partea de sus. De fapt, nu s-a spart. A reacționat. M-a ajutat să trec de chestia asta. Deci sunt două lucruri în care cred, pentru că mi s-au întâmplat mie personal. O să revin cu o întrebare și într-o altă emisiune pe care o să o facem despre Constantin Brâncuș și o să te rog să ai, să ai și atunci pasărea. Sigur. Că vreau să repet întrebarea, poate avem alt public, alți telespectatori. Sigur, sigur. Și da. Acum ne întoarcem la Marșul Avram Iancu. Vă rog frumos, regia, să dați și ultimul fragment din reportaj. De asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău.
Însuți prea bunule împărate, prin noi, smeriții și nevrednicii... Comemorarea evenimentelor istorice din zbuciumatul nostru trecut constituie de fiecare dată prilejul de mare bucurie și de onoare națională. Astăzi, aici, în inima zarandului hunedorean, ne întoarcem aievea în timp, rememorând cu cinste apărarea vitejească acestor plaiuri străbune binecuvântate de Dumnezeu cu atâta bogăție, de către o mână de moți bravi, însuflețiți de exemplul personal al unor mari români, Avram Iancu, Ioan Buteanu, Simeon Groza, Simeon Balint și mulți alții. Acești eroi, prin jertfa lor cea neprecupețită pentru ridicarea din genunchi a neamului românesc, ar trebui să ne fie mereu faruri călăuzitoare, căci viețile lor constituie o lecție de demnitate și un imbold mobilizator în direcția redescoperirii valorilor acelei românii profunde de odinioară, cunoscute astăzi din nefericire doar din cărți. Fiecare an, la începutul lunii septembrie, Țara Moților, Țevia, Bradul și întreaga națiune română trăiește un moment de mare vibrație închinat memoriei crăișorului Avram Iancu. Este un moment special la care municipiul Brad, Țevia și toată Țara Moților participă cu emoție cu totul și cu totul special. Mă bucur că în acest an, aici, la statuia lui Avram Iancu, avem parte de două momente cu totul și cu totul inedit. Salutăm astăzi prezența la Brad a domnului profesor Laurean Stănchescu, cel care este inițiatorul Marșului Național Avram Iancu, un marș în care domnul Laurean Stănchescu, însoțit de un grup de oameni, străbat pe jos 100 de kilometri de la Vidra și până la Țevia. Este un gest pentru care cred că merită toate felicitările și aplauzele noastre. În aceste momente de grea încercare pentru poporul român, Avram Iancu este, să știți, o călăuză și un exemplu. Cât de frumos spune Avram Iancu în testamentul său, unicul dor al vieții mele este să îmi văd națiunea mea fericită. Ce bine ar fi dacă acest testament al Iancului ar fi chezășie pentru fiecare politician român. Poate ar fi soluția optimă pentru această țară. Cât a suferit Avram Iancu pentru români, pentru identitatea românilor, pentru drepturile românilor, pentru cele trei culori, roșu, galben și albastru, pe care astăzi noi le purtăm în piept fără teamă. S-a murit acum 180 de ani pentru portul acestor culori. Avram Iancu trebuie să fie un model pentru noi toți românii. Avram Iancu trebuie să fie un simbol de care trebuie să țină cont orice politician român. Nu trebuie să ne amintim de Avram Iancu doar la Țevia și doar la începutul lui septembrie. Avram Iancu și ideile lui trebuie să fie veșnici vii în inimile tuturor românilor și tuturor politicienilor români. Vă mulțumesc pentru prezența la această manifestare. Invit la microfon acum pe domnul Laurean Stănchescu, inițiatorul acțiunii Marșul Național Avram Iancu, căruia am primit să-i și mânez în mod simbolic această stemă a municipiului Brad. Poftiți, domnule! Eu vă mulțumesc din toată inima. Vă promitem că vom fi nu numai o dată pe an prezenți în istoria și în cultura noastră națională, vom fi în fiecare secundă, în fiecare zi în istoria noastră națională, vom fi împreună cu Biserica Română, împreună cu oficialitățile care doresc să se implice până la capăt în istoria noastră, un zid de apărare, pentru că în clipa în care istoria unui neam, cultura unui neam, credința unui neam, biserica noastră, în clipa în care se prăbușesc, și poporul nostru se duce în neam. De aceea trebuie să prețuim aceste lucruri, să-i prețuim pe oamenii care sunt alături de noi și trebuie să vă spun că acest marș național Avram Iancu merge sub binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriarh Daniel. Ne-a dat binecuvântarea pentru acest marș. Eu vă mulțumesc din toată inima, sper ca la anul să fim din ce în ce mai mulți, până vom umple istoria și cultura aceasta pentru o nouă Românie, pentru că dacă mai stăm în starea în care stăm, vom ajunge o picătură din ce în ce mai mică și noi nu vom mai fi niciodată. Vă mulțumesc frumos!
Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Ce vești mai aveți, voi români, despre Iancu? Să spună ce știu, toți acei care știu. Ce vești să avem, suntem oastea lui Iancu, la țevea, la țevea, eroule viu. Eroul ne cheamă, ne cheamă la țevea, al nostru frumos, bătimit trăișor. Aici ne rugăm pentru Iancu la țevea, roș, galben, albastru, altar tricolor. Avram Iancu suntem toți. Și nu e român omul care în viață odată măcar într-un ceas minunat pe sine privindu-se parcă în față lui Iancu Avram nu i s-a închinat. Tu, Iancule sfânt, ne-ai purtat idealul, la țevea venim, fii tăi te cinstesc. Lui Iancu închinare, trăiască Ardealul, trăiască întregul popor românesc. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Oi, români, neam de frunte, toți voinici ca brazi munte, noi cu toții azi jurăm, țara să ne în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Din păcate, nu mai avem mult până la sfârșitul emisiunii. Aș vrea să întreb, Laurian, oameni politici au venit, mie mi se pare că ar fi normal să vină și ei, sau... Miron, am adresat de fiecare dată invitații. I-am chemat și telefonic, și personal. Pentru ei, mi se pare, vin alegerile. Și personal, da. Se pare că trăiesc paralel cu istoria noastră, cu Avram Iancu, despre Avram Iancu e vorba. Nu-i interesează absolut deloc. Nu-i privește ce se întâmplă, pentru că ei consideră că oricum vor fi veșnici la conducerea acestei națiuni frumoase. Eu am să fac de data aceasta și pentru prima dată, am să fac o altfel de invitație. O să mă duc personal la Cotroceni. Am mai fost la palat cu niște chestiuni referitoare la Avram Iancu. O să mă duc la primul ministru, pe care știu bine, pe Victor Ponta, după întâmplarea cu Constantin Brâncuș. Am să încerc de data asta să-i chem spre folosul lor. Dar în același timp, folosul lor folosește ideii de Avram Iancu, folosește națiunii române. Adică eu o să-i crem să le spun așa, domnilor, dumneavoastră veniți acolo și faceți politica dumneavoastră, dar în același timp, părerea mea este că îl slujiți și pe Avram Iancu. Nu mă interesează că vin cu steagurile lor, că vin cu tricourile lor. Important este ca să vină să mărșăluiască pentru Avram Iancu, nu să vină doar la țebea să vorbească despre Iancu, nu. Să meargă cu mine în marșul acesta de 100 de kilometri pe jos, o dată în viața lor. Am înțeles. Ei nu știu să facă politică prin cultură. Dacă ar avea măcar dramul acela de inteligență... Nu, rău, dar tu ce vrei tu să faci este să-i pui... E ca și când ai pune niște atei să se roage.
rugăciunea își face efectul și dacă, iată, este efectul de rugăciune. Da. Cam asta... Exact, absolut. Aha, sigur am că înțeles. Da. Sigur sunt că curios da. Care va fi... Eu fac o lansare, o invitație națională către toate partidele, către Parlament, către Guvern, Președinte, Primul Ministru. Sunt curios cum vor reacționa. Miron, dragă, să-ți aduc aminte că mai avem puțin timp. Da. În 1919, Regina Maria, împreună cu Ferdinand I, au fost și s-au închinat la mormântul lui Avram Iancu. Regina, am o fotografie cu Regina în care stă în genunchi la mormântul lui Avram Iancu. Iată Regina României, regele Ferdinand, acești oameni care au făcut România mare. Da, mari oameni politici ai noștri au avut, probabil s-au și născut cu asta, cu ideea de smerenie. De națiune, de smerenie față de națiunea ta. De națiune, chiar dacă erau alogeni, erau străini, s-au dovedit a fi mai români decât o mare parte din românii autohtoni. Da. Nu mai putem continua, din păcate, emisiunea s-a... O continuăm în Apuseni. O continuăm în Apuseni și poate în curând o să-l invit pe domnul Laurian Stănchescu la o emisiune specială despre Constantin Brâncuș. Până atunci, la revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt.